Suspendarea campionatului intern ca urmare a participării echipei naționale la Cupa Pannoniei nu a picat foarte bine pentru echipa locală de handbal. Studenții sunt nevoiți ca timp de 3 săptămâni să joace doar între ei. Pentru a remedia situația, conducerea tehnică a echipei a încercat să perfecteze 2 meciuri amicale în această perioadă. Primul dintre acestea va avea loc miercuri la Iași, în compania divizionarei secunde Politehnica. Eram într-o formă accidentă, sportivă, dar având în vedere că s-a întrerupt campionatul, am programat mâine un meci cu Iașu, în care sperăm să ne menținem forma sportivă și să punem în aplicare ceea ce trebuie să facem la meciul de la Satu Mare. Sperăm ca toți băieții să-și aducă un aport cât mai consistent la meciul de mâine și să nu tratăm meciul cu superficialitate. Întrucât alt adversar nu au găsit, sucevenii vor încerca să dispute un al doilea meci amical cu Politehnica Iași peste o săptămână. De data aceasta, meciul urmând a avea loc la Suceava. Ne-am mai fi dorit un meci, dar n-am mai reușit să găsim nicio echipă. Sperăm că la meciul de mâine să perfectăm ca și cei de la Iași să vină la noi și să mai facem un joc cu ei. În momentul de față, Politehnica Iași ocupă locul 4 în clasamentul seriei A din eșalonul secund, la 3 puncte în spatele echipei a doua a universității.